Se fac încercări disperate pentru salvarea lui Mihai Constantinescu. Vedetele s-au mobilizat să doneze sânge pentru îndrăgitul artist. Violeta Miron este la Spitalul Floreasca și vine cu amănunte. Violeta, bună ziua! Bună ziua, Laura. În urma apelului făcut de Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu, încă din urmă cu câteva zile, iată că s-au mobilizat nu numai colegii de braț la Cântărețului, dar și oamenii simpli, oamenii care îl iubesc și îl apreciază pe Mihai Constantinescu, astfel că în această dimineață, la orele 6-7, în special mulți tineri erau la spital și așteptau să doneze sânge pentru Mihai Constantinescu, însă Simona tot ce a putut să facă pentru ei a fost să le mulțumească și a spus că le este recunoscătoare pentru gestul pe care l-au făcut pentru soțul ei. Au mai apărut zvonuri referitoare la faptul că în corpul lui Mihai Constantinescu s-ar fi descoperit mai multe metastaze, însă sursele apropiate ale familiei au negat acest lucru. Așa cum a spus soția artistului, tot ce putem să facem acum pentru el este să ne rugăm să se întâmple o minune și să-l vedem din nou pe scenă pe Mihai Constantinescu. S-ar putea întâmpla o minune, așa cum speră toți oamenii, cum s-a întâmplat și în cazul lui Gabriel Cotabiță, însă tot ceea ce putem să facem în aceste momente este să transmitem numai gânduri frumoase pentru Mihai Constantinescu și să apară și veștile bune din partea medicilor.